Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod în care acum din episodul 11. Astăzi suntem în play-out, începem play-out-ul de pe locul 3 și vom juca cu FC Craiova pentru început. Avem partide cu Poliaș și cu Botoșan, dacă m-am uitat bine, într-adevăr. O să simulăm meciul cu FC Craiova, la fel și cel cu Poliaș, o să jucăm cel cu Botoșaniu și poate o să jucăm și cu Rapidul. Astăzi o să jucăm mai multe meciuri și o să și simulăm. O să trecem ușor-ușor peste acest play-out și încercăm să ne calificăm în Conference League din play-out de pe primele două locuri. Hai să vedem dacă reușim. Înainte de toate, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like acolo și să vă abonați canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Majoritatea nu sunteți abonați la canal și asta nu e un lucru bun. Așa că v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de subscribe, dar și pe butonul de like, să facem din nou 100 de like-uri. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea arătată la această serie. Haideți să mergem către meciul cu FCU Craiova și să încercăm să-i batem pe Olteni. Craiova joacă cu Gurău, Negru, Enriquez, Diamantis și Mascarenhas, Asama și Albu la mijlocul terenului, Basa, Bauza și Button, cei trei B, iar în fața alt B, Bertug ăla, nu știu cine e, probabil e nou, Bertug, probabil. Hai să facem echipa. De ce sunt obosiți mereu jucătorii mei? Nu pot să înțeleg. A trecut o săptămână de la ultimul meci. O să joace Just aici pe dreapta. Vom juca cu Golubovici, Costin, Lucas, Rus, Gabriel de Moura, Hannibal și Neluz Roșu la mijloc, Merloi în fața lor din nou titular de data asta, Politic, Andone și Just. Îl băgăm în simulări pentru care OVR și s-ar putea să ne ajute acest lucru. Așadar, facem 3-3 cu Craiova. Mamă, ce meci. Politic deschide scorul, Bertuga la înscrie de două ori, Costin egalează, de Mora se rupe, asta îmi trebuia. Button 3-2 și Just egalează 76 pentru 3-3. Dar sper să nu fie accidentare gravă a lui de Mora, că nebunesc. Da, se rupe 3 luni. Care erau șansele? Care erau șanse să se rupe 3 luni de Mora? În situația asta nu mai avem nici fundaș dreapta de rezervă. Și nu știu ce să fac. Caut jucători liberi. Am găsit un jucător pe poziția de fundaș dreapta liber de contract din Irlanda de Nord. Îl cheamă Carney. Mark Carney. Nu știu cât e de bun, are 18 ani. O să-l luăm, că n-avem ce face. Bă, ne trebuie în locul lui de Moura neapărat. O să-i dăm contract pe 5 ani, în caz că nu-i bun, o să-l vindem. Și o să-i dau 900 de euro. Habar n-am. Accept. Bun. Nu înseamnă că n-are cine știe ce OVR. Hai să vedem. 62. Păi e mai bun ca de Moura. E mai bun ca de Mora la OVR. Bă, asta nu mă așteptam. Bun, chiar nu e rău deloc. Iată-l pe Carney. Are 72 pace, dribbling 57, passing are 51, defending 61. Ok, 55 physical, 18 ani. Bă, poate e bun. Hai să vedem, poate are potențial. N-are potențial, dar până la sfârșitul sezonului, măcar în play-out-ul ăsta, să am jucători de rezervă acolo, e bun, e ce trebuie. Și iată cum arată clasamentul după prima etapă din play-out. Suntem pe locul 4, cu 20 de puncte la egalitate cu Voluntari și Botoșani. Universitatea Craiova are 21 de puncte, dar a pierdut în etapa trecută. Cu cine a pierdut tu, Cluj? Cu Voluntariu, ok. Noi avem meci cu Voluntari imediat. O să încercăm să jucăm meciul cu Poliaș. Hai să mai și jucăm. Am vrut să simulez meciul cu Poliaș, dar e destul de important. Chiar vreau să prind primele două locuri din play-out. Și până acum n-am jucat cu Poliaș, doar am simulat în sezonul regulat, așa că e momentul să și jucăm cu ei. Silviu Lung în poartă, Beliordache, Salai, Samaioa, habar n-am, Ispas, Marchioni, Itu și Bordeanu, iar Ion este în spatele lui Bush și Voituș. Hai să facem echipa și noi. Noi vom juca cu Golubovici în poartă, Carni care debutează, pentru că Costin e foarte obosit, Oerman, Lucas și Amzar. N-am mai apucat să văd echipa, am dat start din greșeală, am apucat la Rusea și Hannibal la mijlocul terenului, e Danciu în fața lor și în atac e Borduș, nu, e Hoffman, Gregorio și Ghezali. Vă spun așa din cap, ce-am mai ținut minte. Am dat skip, da. Hai să mergem către partidă, să vedem ce se întâmplă. Hannibal, Doamne ferește ce tehnic e. Hannibal trece. Hannibal, aproape să înscrie acolo. Șutul lui Gregorio, scos de Silviu Lung. Doar corner. Hannibal are, m-am uitat la statistici înainte să filmez. 6 meciuri, 6 goluri și un asist. E incredibil. Aici centrează slab. Hoffman e cam în plus. De când a venit Hoffman nu a făcut absolut nimic. L-am băgat și titular și de pe bancă și tot nu face nimic. Nu știu ce se întâmplă cu el. Anul trecut chiar era un jucător bun. Spre foarte bun. A crescut enorm anul trecut. Acum însă, iată, nu face nimic și Bordeanu
reușește să înscrie pentru 1-0. Poliaș deschide scorul. Hai Hoffman, hai. Așa Hoffman. Hoffman pleacă acolo, Gregorio primește, Gregorio, bă, deci se duc șuturile pe mijlocul porții și pasele total aiurea. Care-i problema în meciul și în jocul ăsta? Care-i problema? Se încetrea lui Hannibal. E către Lucas, trebuie să fie gol. Silviu Lung, bă, băiatule, ce intervenție are Silviu Lung. O nouă centrare, de data asta Hoffman centrează. Hai Hoffman, dă-și tu o pasere gol. Hoffman din nou către același Lucas. Doamne, Silviu Lung, ci... Bă, opriți-l pe Silviu Lung, că nebunesc. Opriți-l, bă, pe Silviu Lung. Centrare tot către Lucas, a treia oară cu noroc? Nu. Hai, mă, Ghezali cu șutul, nu se poate. Ghezali totuși. Aoleu, Doamne, câte ocazii avem și ce ocazii rarisime. Nu știu ce să mai zic. Avem ultima șansă a reprizei. Suntem 4 contra 2. Trebuie să înscriem la faza asta. Hoffman primește în stânga. Nu mai da de gar și de data asta. Hoffman cu o centrare bună către Ghez. Bă, nu se poate așa ceva. Nu există să-i... Nu poți să-i dai golul Silviu Lung. M-a nebunit Silviu Lung meciul ăsta. M-a rupt. Nu mai am cuvinte. Centrarea lui Hannibal e către Lucas Salves. Slabă, se bate acolo. Ce s-a dat foul probabil și e final de repriză. 1-0 Poliaș după o repriză în care am rupt, am dominat. Vreau să mă uit la șuturi. 8 șuturi la 3 și 1-0 pentru Poliaș. Incredibil. Hoffman are cea mai mare notă. A greșit toate mingile. O să-l schimb la pauză. A jucat extrem de slab. Bordușanu e mult mai bun. Va intra el. Gregorio pleacă. Bordușan, bă, pasele, vă rog eu, faceți ceva cu pasele alea. Belu Iordache aici, în careu, Belu Iordache, Robert Ion și un... E 2-0. Poftim, pentru că noi suntem inapți, nu putem da un gol, suntem anemici, suntem proști, suntem cum vreți voi. Bă, am avut mii de ocazii, bine... Vorba vine mii de ocazii, dar am avut de 3 ori mai multe ocazii decât ei și ei înscriu 2 goluri din nimic, practic. Silviu Lung e imbatabil, aparent, în poartă. Carni pasă aici către Gregorio, pasă către Hannibal, șut în blocaj. Samaioa ăla blochează, Hannibal va centra. Centrarea e către același Luca Salvez, hai mă, dă-mă gol. E penalti, ce e? Da, se dă penalti, bun. Măcar avem penalti. Mai putem intra în joc în momentul ăsta. A fost hands probabil, nu știu. Sau a sărit aici, da, s-a urcat pe el, nu știu de ce a dat penalti, nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Dar nu știu dacă o să bag cu Ghezali. Gregorie cel mai bun la penalti. O să bag cu Hannibal, să-i păstrez recordul de goluri. Hannibal trebuie să înscrie. Hai Hannibal, nu poți să-i dea golul Silviu Lung, e imposibil. Nu. Și în oricare colț dădeam, Silviu Lung se arunca acolo, pentru că e setat să nu primească gol. Hai bă, să-l batem totuși pe Silviu Lung, că nebunesc. Nu pot să joc cu Silviu Lung. Hai Hannibal cu o centrare, corner din nou. Cred că am avut 30 de corneri în meciul ăsta. 30 de corneri și multe ocazii din corneri, dar degeaba. Aici către Ghezali centrarea slabă și e contraatac. Și e contraatac pentru ei și e problemă. Nu mai pot să le iau mingea. Pur și simplu n-am cum să le iau mingea. Mută de pe o parte pe alta, incredibil. Hai Carni, dați-o mă de acolo, Doamne ferește. Va intra Andone în locul lui Gregorio. De fapt nu, o să jucăm altă formație cu doi atacanți. Ce îmi recomand aici? 3-5-2. 3-5-2 jucăm. Hai cu 3-5-2. Va ieși și Carni și va intra Burnete. Va intra Burnete și Andone. Să vedem ce fac ei în atac. Merloi va juca în bandă de data asta, în locul lui Ghezali. Ghezali s-a mișcat mult, dar trebuie să-l schimb. O să-l bag și pe Homau, că e obosit Oerman. Meciul e compromis, după părerea mea. Nu văd cum aș putea întoarce. La câteva ocazii am avut, nu cred că o să mai intre mingea în poartă. Schimbăm și sistemul, e dificil rău. Andone, pleacă Merloi. Hai Merloi, du-te. Ești în poziția ta preferată, în dreapta. Merloi poate centra, o face foarte bine. Burnete, nu pot să-mi dau golul Silviu Lung. Doamne ferește, Doamne ferește așa ceva.
Ferească Dumnezeu de așa ceva. Centrala lui e Hannibal, e către Merloi. Cum să-i dai centrala lui Merloi? E corner din nou, al 400-lea corner în meciul ăsta. Hai să batem scurt. Merloi vine aici. Merloi către Hannibal. Hannibal cu o centrare slabă, rău. Doamne ferește. Doamne ferește. Bine Hannibal aici. Poziție de șut. Hannibal! Doamne, Silviu Lung. Omul meciului, fără doar și poate. Portarul celor de la Poliaș. Hai cu o centrare bună, Hannibal. Hannibal către Andone. Mingea e la Danciu. Danciu cu capul. Alves șutează. Mingea tot la noi. Încă un șut scos de Silviu Lung. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Am ajuns la 500 de cornere între timp. Și tot nu putem da un gol. Hannibal aici. Poziție de șut. Hannibal. Șut în blocajul lui Spas. Danciu face preoare cu mâna. Doamne ferește. E grav ceea ce văd. Andone pleacă Merloi pe culoar. Merloi în fața golului. Merloi cu pasa. Nu se poate. Nu, oricum, nu pot. Nu pot nici cum. Nici pe stânga, nici pe dreapta, nici în centru, nici cu centrări, nici cu pase, nici cu șuturi. Nu pot. Silviu Lung a fost incredibil în meciul ăsta. Și uite, au scăpat. A apărat și Golubovici. Dar nu-mi vine să cred. S-a blocat aerii când a intrat Andone, tot mi-arată schimbarea Andone Gregorio, altceva nu mai știu să-mi arate. Deci n-am văzut meci mai blestemat ca ăsta, n-am văzut în viața mea. Atea șuturi n-au nici în... bine, numai în Ultimate Team mai vezi așa ceva. Să ai 20 de șuturi la poartă și să nu dai niciun gol, iar uita, 3-0. 3-0 pentru Poliaș! Aoleu, o iau razna cu totul. O iau razna cu totul. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. 15 șuturi. Unde au avut ei 8 șuturi? Lăsați-mă în pace cu statistica asta mizerabilă. 8 șuturi, Poliaș n-au avut niciodată 8 șuturi. Maxim 5 șuturi dacă au avut și au dat 3 goluri. Noi 15 și toate periculoase. Stai că dau peste microfon. Dar au fost dezastroase pasele. Hannibal, omul meci, au centrat, a pasat, a șutat. Dar nu, n-am avut cum. N-am avut cum. Asta a fost predestinat așa să pierd. Și ne îndepărtăm grav. Bine, suntem la 3 puncte de locul întâi. Trebuie să-i batem pe Botoșani. Botoșaniu primul loc în momentul ăsta. E o luptă extrem de echilibrată în play-out. Deci cine pierde e la retrogradare direct, cine câștigă pe primul loc sau pe locul 2 în play-out. E incredibil. Trebuie să câștigăm meciul ăsta. Dacă vom câștiga, egalăm la puncte și trecem noi pe primul loc. Deși avem golaveraj minus 3, s-ar putea să nu trecem pe primul loc, dar măcar să câștigăm, asta e ideea. Dukan, Charles, Mutombo, Junior Pius, Dragu, Muadib, Florescu și Zabu, Mailat, Monteiro și Cioiu pentru Botoșani. Noi avem toți titularii disponibili în meciul ăsta. Golubović, Costin, Oerman, Rus, Amzar, Hannibal, La Russia, Merloi, Politic, Andone și Ghezali. Merloi a intrat bine meciul trecut, poate își revine, nu mai joacă în bandă, joacă pe poziția de cam, dar cine știe. Hai să vedem. Jucăm în deplasare la Botoșani. E prima dată, cred că, am toți titularii în echipă. Până acum, erau obosiți și nu jucam, dar acum sunt toți, inclusiv Andone, care de fapt nu prea e titular, dar să zicem că are cel mai mare OVR dintre toți atacanții mei. Hai să dăm drumul la partid. Hannibal, super intervenție. Andone îl lansează pe Ghezali în dreapta. Hai Lamin Ghezali. Pleacă Andone. Hai Andone cu primul tău gol. Nu, trebuie să pasăm la Hannibal. Hannibal înscrie, mă, n-a mai făcut-o meciul trecut pentru că a ratat penalti, dar meciul ăsta o face și deschide scorul în sfârșit. În sfârșit. Hannibal, oița noastră sau palmierul nostru înscrie. Oița o avem în apărare pe Oerman. Avem oița și palmierul. Palmierul înscrie din nou al 7-lea gol în acest sezon în 8 partide, dacă vă vine să credeți. Vă arată și statistica imediat dacă nu mă credeți. A, 9 partide, ok, am greșit eu. Da, ok, să zicem. Probabil statistica pe care am văzut-o eu înainte a fost greșit sau nu știu. Dar în 9 partide are 7 goluri și un asist. Deci are 8 contribuții în 9 meciuri ca mijlocaș central. Ce să mai zic? Costin aici în dreapta. Spațiu pentru Costin.
spațiu pentru Costin Merloi, primește, pasă către Florin Andone, în sfârșit înscrie și Andone. Bravo, bă, băiatule. Florin Andone face 2-0 și ce, să rupă steagul. Da, steagul ăla era de vină, de asta n-ai înscris tu până acum. E 2-0. Jucăm bine, bă, în sfârșit. Bine, și meciul cu Poliaș a jucat foarte bine, dar n-am avut noroc. De data asta, iată că se întoarce norocul și pentru noi. Era cazul. Costin cu o pasă foarte bună către Merloi. Merloi din prima la Andone. Aveam emoții când am văzut fundașul ăla lângă. La Andone nu mă așteptam la altceva. Dar iată că înscrie Florin Andone. Și acum mi-am dat seama că Andone a fost și anul trecut la care era cu Cluj. L-am avut la FIFA 23. Deci Andone și Hoffman se reîntâlnesc în echipa noastră, exact ca anul trecut. Bine, Hoffman e slab, cred că o să-l dau, adică expiră împrumutul și nu cred că o să-l cumpăr definitiv și nici nu o să mai încerc să-l împrumut, pentru că nu e ce trebuie. Hai, Andone, aici, către Ghezali, Merloi, pleacă bine, Denis Politic, mi-a fost doar de el, mi-a fost doar de cursele lui, Denis Politic scoate Ducan. Păcat, era încă un gol de la în stilul lui Messi, pentru că Politic e Messi, e noul Messi, centrare bună aici lui Denis Politic, vine ajunge la Costin, preluare pe piept încercată de Costin, am vrut un power shot, dar până mi-a luat comanda, a murit Costin. Cioiu pasă mai departe, Florescu, șut în blocajul lui Rus, mingea e tot la ei, păi nu, Florescu din nou, Muadib pasă către Florescu, Monteiro și e gol. Primul șut! Doamne, că o iau razna cu jocul ăsta, nu mai pot. Primul șut al lui Botoșan, prima fază, 2-1. Imposibil așa ceva. Costin Amzar urcă, pleacă Denis Politic, primește, Denis Politic, hai Politic, du-te tu, du-te până la capăt, până la capăt, Denis Politic, Denis, scoate Ducan. Cum e posibil? Cum a scos-o, bă, Ducan? Bine, ăsta e galbenul lui Merloi, n-am văzut reluarea pentru intervenția lui Ducan. Batem scurt către Ghezali. Hai, Ghezali. Ghezali se întoarce bine. Lamin Ghezali, Ducan din nou. Bă, portare ăștia sunt greu de învins, să mor dacă nu. Hai, încă o pasă scurtă, tot către Ghezali. Ghezali din nou, aceeași fază. Nu poate Ghezali nici de data asta să șuteze către poartă. Și e pauză. 2-1 pentru noi. O repriză dominată, clar, copios. Un singur șut pentru Botoșani și gol. Două șuturi, unde am mai avut un șut? Nu mai țin minte. În fine, două șuturi, un gol. Noi am avut 5. Dar am înscris de două ori, ce-i drept. Avem 2-1. Un rezultat meritat. Fabrice Olinga pasă cu călcâiul către Florescu. Florescu atacă Botoșaniu. Monteiro, autorul golului, Botoșanean. E posibil așa ceva? Bă, e posibil așa ceva? 2-2. Mă uit din nou la stats-uri. 3 șuturi, 2 goluri. Nu mai înțeleg. Gregorio intră. Va intra Just în locul lui Ghezali. Politic mai rămâne pentru fazele lui. Va intra și Danciu în locul lui Merloi. 3 modificări. Episodul ăsta e de coșmar până acum. Hannibal, bine Just. Du-te Just până la capăt. Just, trebuie să treci aici. Hai Just, bine bă, australianule, du-te. Du-te Just. Hai Just. E liber și Gregorio. Just cu centrarea către Gregorio, mă! 3-2, Gonzalo Gregorio, omul de final de meci. Ne-a dus victoria cu Sepsi în episodul trecut, pe final, cu două reușite. Acum face 3-2 împotriva Botoșaniului și e bucurie generală acolo. Foarte bine a plecat Just ăla, senzațional pe contraatac. Iată, are viteză și asta se vede, pasa săltată către Gregorio, care e letal în fața porții, goalgetterul nostru, intră din nou și înscrie pe finalul de meci. E omul finalurilor de meci, e omul bun la toate. E goalgetterul nostru, cel mai bun atacant pe care îl avem, Gonzalo Gregorio, 13 goluri în acest sezon. Excelent. E final, câștigăm cu 3-2, incredibil. Reușim o victorie mare în fața Botoșanului. Am condus cu 2-0, ne-au egalat. După ce n-au făcut nimic tot meciul, dar am câștigat până la urmă. Asta e foarte important, că a reușit să câștigăm. Omul meciului pentru noi, Florin Andone. Ok, aceeași notă ca Elia Just, care a intrat perfect. Hannibal, dacă nu lua cartonașul galben pe final, probabil avea și el notă mare. Gregorio, 7.7. Băieți, a jucat bine în atac. În defensivă am scârțit, ca de obicei.
Dar câștigăm, asta e foarte important. Și după victoria asta suntem pe primul loc în play-out. Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Dinamo. Bine, în play-out, hai să fim serioși. 23 puncte, la fel ca Uclu și Botoșani. Echipa pe care tocmai am bătut-o, Botoșani. Și vine meci cu voluntari, însă ne vine scouterul din Corea. Cine aduce scouterul din Corea oare? Nimic, absolut nimic. Ce surpriză, doamne, doamne. Hai să mai trimitem scouterii. Avem bani, acum putem să-i trimitem. O să-i trimit în Portugalia. Unul în Portugalia, unul nu știu, nu știu, habar n-am unde. Unul în Portugalia e clar și unul, nu știu, în Italia, poate. De fapt, hai să trimit în Africa. În Camerun, mă. Hai să trimit în Camerun 3 luni. Partidele cu voluntari în campionat: Jesus Fernandez, Boboc, Ricardinho, Arma și Aliji, Crepulea, Sigurionson, Rață, Marcel Lopez și Cocean, iar în față Florea. Hai să facem și noi echipa. Noi jucăm cu Began în poartă, de data asta nu știu de ce. Carni, Lucas, Homau și Amzar prin fund. Apărarea aproape în totalitate schimbată. Hannibal, Neluz, Roșu, Merloi la mijlocul terenului, Just, Andone și Ghezali. Vom simula. Hai să simulăm meciul cu voluntari. Jucăm acasă, ar trebui să-i batem 1-1. Nu e rău. Hannibal înscrie din nou. Și la simulări, și în timpul meciului. Incredibil jucător. Și cu remiza asta cădem pe locul 3, ceea ce nu-i bine rog. Vine meci cu Rapid. Aoleu, aoleu, aoleu. Dificil. Avem derby cu Rapid în play-out. Derby cu Rapid. Cum e posibil, nu știu. Dar înaintea meciului cu Rapid avem ofertă pentru Neluz Roșu. E om care vrea să se ducă de la echipă. De la Gaziantep, echipa lui Șumudică. Șumudică îl vrea pe Neluz Roșu. Și ne întâlnim oare cu Șumudică? Da, uite-l, mă. Marius Șumudică. Vrea oare să ne dea banii Marius Șumudică? Ar trebui să ne dea 750, cel mai mult. Adică îl fentăm pe Șumudică. Ați văzut? Am cerut 750 prima dată, n-a vrut să-mi dea, dar vrea să-mi dea 760 ca să ajute Dinamo, bă, Șumudică. E român până la capăt. Mulțumim, Șumi. Rapid joacă cu Setford în poartă, nu știu cine e ăla. Brown, Cristea, Iacob și Borza, Wide, Kite și Cârjan. Iar în față Petrila, Rahmani și Funșo. O echipă extrem de bună, nu știu cum au ajuns ăștia în play-out și se luptă la retrogradare. Sincer. Noi jucăm cu Golubovic, Costin, Oierman, Rus, Amzar, Hannibal la Rusea, Merloi. Iar în față Politic, Gregorio și Bordușanu. Merloi din nou titular, chiar dacă nu m-a convins. Jucăm pe Giulești. E meci greu. Cu Rapidul, mai ales acasă la e foarte greu, dar o victorie ne duce din nou pe primul loc, să nu uităm. Încă am putea să fim pe primul loc în play-out și asta e un lucru bun. Hai să vedem, ne luptăm acolo în continuare pentru primele două locuri. Bine, Amzar, foarte bine, a blocat fundașul nostru stânga. Merloi aici, Merloi, se bagă în ei, bă, Merloi nu gândește loc. Nu, îl vând pe Merloi la vară, nu se poate cu el. O să-l vând pe Merloi și în locul lui cred că o să-l iau pe Cârjan, pentru că expiră împrumutul de la Rapid. Se duce la Arsenal, ar fi o idee bună, zic eu, să vină la noi. Rahmani în atac, Rahmani, vorbeam de Cârjan, poftim. Da, încă un motiv pentru care vreau să-l iau pe Cârjan. E bun, aparent. 1-0 pentru Rapid. Ne-am apărat rău de tot. Ne-am apărat rău de tot, ca de obicei. Iar Rahmani cu o pasă cu călcâiul foarte bună. Rahmani e omul care într-un meci din sezonul regulat împotriva Rapidului și a scos, adică ne-a scos nouă mingea de pe linia porții. La un gol ca și făcut a Rapidului. Deci a jucat cu noi la faza aia, dar acum aparent nu mai joacă cu noi, din păcate. Aici Denis Politic continuă, Denis Politic e blocat. Denis Politic câștigă aici. Politic. Hannibal, Politic din nou. Amzar poate centra. Să vedem centralul lui Amzar la colțul lung. E bună. Bordușanu se bagă acolo, dar scoate portarul. Nu se poate. Ce ocazie avem. Rarisimă. Foarte bună centralul lui Amzar din flancul stâng acolo. Însă n-am reușit să înscriem la faza asta. Și pleacă Rapidul pe contraatac. Ei o să înscrie dacă au ocazia. Golubovic însă ne salvează. Hannibal trece acolo. E faultat. Continuă Hannibal, nu are sprijin. Acum vine Bordușanu. Bordușanu pleacă în flancul drept. Hai să vedem o centrare către Gregorio sau către Politic. Politic e acolo cu capul. Din nou înscrie Denis Politic. Cred că tot cu Rapidul a înscris și celălalt gol cu capul din plonjon. Denis Politic e la capătul acestei centrări foarte bune a lui Bordușanu. Și iată că egalăm. 1-1 meciul cu Rapid. Ce bine a mers centrarea asta a lui Bordușanu.
către Denis Politic. Iată că de pe partea dreaptă, pe partea stângă merg mai bine centrările. Centrala lui Amzar n-a fost finalizată cu gol, însă centrala lui Bordușanu, omul care a fost la capul centrului lui Amzar, e finalizată cu gol de Politic. Înțelegeți ce vreau să zic? Le-am întors ochii, pe nu mai contează. 1-1, asta e important. Gregorio recuperează aici, Gregorio se bagă între ei foarte bine. Bordușanu poate face 2-1. Antonio Bordușanu își pune mingea pe stângul, șutează Niacob și e doar corner. O să executăm scurt cornerul. Denis Politic, Merloi, hai cu o centrare bună, Merloi, către cine a fost? Însă portarul greșește, Wilde se bagă acolo, dar cu mâna și e penalti. Doamne, ce meci nebun. O primă repriză care din minutul, nu știu, de când a dat gol Cârjan s-a activat pur și simplu și noi și ei. Mai ales noi, după golul lui Cârjan, nu știu ce a fost, nu știu ce hands a văzut, dar în fine. Nu o să bată, sau să bată Gregorio. Hai să batem cu Gregorio, că e golgeterul nostru. Hannibal a ratat ultimul penalty pe care l-am executat cu el. Gregorio execută și înscrie al 14-lea gol din acest sezon pentru Gonzalo Gregorio. 2-1, întoarcem pe rapid în câteva minute. Iată că din nou portughezul nostru Gregorio reușește să înscrie și se luptă la luptă acolo, la golgeteri, pentru cel mai bun marcator din acest sezon de Superliga. Pauză pe Giuleș, conducem cu 2-1 după ce am fost conduși cu 1-0. Am revenit pe tabelă și iată că mergem către repriza a doua în avantaj. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Echipa noastră se descurcă bine și rămâne așa și în repriza a doua. Amzar, pasă bună, Denis Politic trebuie să dea cu cap, o face. Merloi, de ce ești atât de slab, Merloi? Hannibal cu un șut de la distanță pe lângă poartă. Trebuie să facem modificări. Va intra Danciu în locul lui Merloi și e momentul lui Ribeiro, jucător de la Academie care va juca CM. Debutează brazilianul Eduard Ribeiro, cred că așa îl cheamă, nu știu exact cum îl cheamă, dar nu contează, Eduard Ribeiro, așa îi spun. Va juca pentru prima dată. Hai să vedem dacă reușește să mă impresioneze. Joacă în locul lui Larusea, deși trebuia să-l scope Hannibal, în mod normal îl scope Larusea pentru că Hannibal e foarte echilibrat la mijlocul terenului și aduce un plus mare. Borza către Cârjan, șut în blocaj al lui Cârjan, nu se poate, bă! Șutul lui Cârjan devia de rus și intră mingea în poartă. 2-2, dublă practic pentru Cătălin Cârjan, cred că tot golul lui se pune. Am zis că vreau să-l iau și uite ce face. Da, mingea lovește în picior, Golubović, ce faci, putea să scoată mingea asta atât de lejer. Egalează rapidul pe final, mai sunt câteva minute în care trebuie să înscriem golul decisiv. Aoleu, Funșo, ce recuperare aici. Hai să blocăm atacul, hai Politic, Doamne, cum s-a învârtit Funșo acolo. Nu se poate, cum ar fi să pierde, nu vreau să mă gândesc, nu se poate, Emers nu poate fi blocat. Emers în careu, Funșo, șut în blocajul lui Erman, mingea ajunge tot la ei, normal, Kite cu șutul e hands. Poftim. Mai ai de zis ceva? Hands a văzut el hands. Da, Rahmani față în față cu golul decisiv, Rahmani cu șutul, gol, perfect, 3-2 pentru Rapid. Am condus cu 2-1 până în minutul 85. O deviere nenorocită a lui Rus, care tot el face penalti, tot Rus face penalti. Deci Rus, demon pentru noi meciul ăsta, demon. 3-2 pentru Rapid. Incredibil. Da, e gat. Am pierdut meciul cu Rapid. Doamne ferești, cum e posibil așa ceva? Nu vedeam în stare pe Rapid, a jucat foarte, foarte slab. Și totuși ne bat. Ne îndepărtăm de locurile alea. Doamne, ce ciudă, eu nu mai pot, înnebunesc. Omul meciului Politic pentru noi, Gregorio foarte bun, Bordușanu extrem de bun. Hannibal nu mai spun la mijlocul terenului. Dar ce folos? Ce folos dacă pierdem pe final? Bă, până în 85 am avut 2-1. Hai de cap, nu vine să cred. Locul 4 Rapid trece peste noi. Suntem la 4 puncte de Oțelul și mai sunt 4 meciuri de jucat. Printre care și meciul cu Oțelul. Următoarele meciuri și finalul sezonului le lăsăm pentru data viitoare. Petrolul Cluj, Oțelul și UTA în ultima etapă. Deci, data viitoare încheiem sezonul.
Sperăm să fie bine și să prindem locurile 1-2, ar fi indicat. Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și nu uitați să vă abonați canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Scrieți-mi în comentarii acolo orice pentru algoritm. Eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Cam atât.